darkness, my old friend. Ciao. Salut mă gașcă, mă, ce mai facem? Ne-am mai văzut de mult timp, n-am mai filmat, mi-a fost lene. N-am avut timp, scuze, etc. Iar n-am cameră, iar n-am mai filmat de mult și am zis, bă, frate, trebuie să încep să mă motivez așa, frate, să-mi fac timp, să nu știu ce, dar nu stă în caracter, habar n-am. Și astăzi m-am gândit să fac o chestie de asta cu ce ar fi dacă, frate, am căutat eu întrebări de astea și am găsit undeva la multe întrebări cu de-astea. Acum hai să încep de la prima întrebare, nu uitați să lăsați un like. Ce mai face dacă mai ai doar 24 de ore de trăit? Nu știu ce pot să fac. Aș alerga gol pe străzi, aș da cu ouă în babe, aș sări pe un pat cu apă, frate, nu știu, ar fi. Vreau să sar pe un pat cu apă, frate, ești nebun. Cum aș duce în cel mai înalt punct din centru, frate, din orașul ăsta, m-aș arunca, frate. Și să simt senzația asta, știi, așa când mor, nu știu, e ciudat. Da, nu știu, nu mă băgați, habar n-am, nu știu cum de m-am gândit fix la asta, nu știu. Dacă un coleg își cere răspunsul la o întrebare în timpul unui examen în timp ce profesorul nu se uită, ce ai face? Știi cum îi dai, primești? Na, bine, nu ar fi vina mea dacă ar fi greșit, eu doar i-aș da, știi, adică, na, nu știu, chiar i-aș da. Dacă lejeria intimă a cuiva ei s-ar vedea, ei spune, bă, frate, nu! Mai intri l-aș trage așa, frate, știi, de jos, de așa, de aici, să intre, frate, să intre chiloțelul așa, să-l taie pe muche, frate, așa e. Și după aparent i-aș spune, sau, mă rog, ar afla singur, pe pielea lui. Dacă toată lumea ar asculta ceva ce ai spune, ce ai spune? Vând cont Metin 2 Alaska FMS plus 9. D. Te-ai lovit cu o mașină în altă mașină, dar nimeni n-ar vedea, ce-ai face? Ți-ai lăsat numărul și adresa? Nu! Aș lăsa numărul și adresa celui mai bun prieten, frate. Și când se găsește să cu amendă, frate, așa, de nu știu câte mii de euro, să știe de la cine. Dacă ai putea să-i pui lui Dumnezeu o singură întrebare, care ar fi întrebarea? Asta e grea, mă jur. Bă, nu știu, atâtea întrebări pe care vrea să le pună Dumnezeu, frate. Și cred că dacă l-aș vedea așa pe Dumnezeu în fața mea și l-aș întreba, ce l-aș întreba? Cred că i-aș zice, Dumnezeu, poți să-mi spui și mie cum era? Și, bă, și el ar fi ceva în gen. Nu. Dacă ai vrea să fii un animal, ce animal ai vrea să fii? Eu cred că aș fi un leu. Da, aș dormi, aș sta. Întrebarea era dacă vreau să fiu alt animal. Nu știu, cred că aș fi un porumbel și nu știu, aș face așa găina și ar cădea caca, știi, așa pe un puc, puc, puc. Ar trece un om, aș sta acolo sus, știi, pe stâlp, pe linia, poc, cade un găinaț, poc, știi, pe o măraice, știi? Dacă ai putea fi un alt bărbat sau o altă femeie pentru o zi, ce ai alege? Aș fi Dan Bilzerian, frate. Aș fi Dan Bilzerian. Bă, voi știți ce viață are ăla, mă? Nu, Dan Bil, puteți, acum puteți să-mi spuneți Bilzerian. Sneak Bilzerian. Dacă ai putea schimba un singur lucru la tine, care ar fi acel? Față sau părul de pe picioare? Mai bine față, mai bine față. Dacă ai putea schimba un singur lucru din lume, care ar fi acela? Aș da pâine prăjită tuturor. Adică, serios, cui nu-i place pâinea prăjită? Vorbesc foarte serios acum, deci mă jur, aș da în cutia poștală, frate, îi trezi așa, pâine prăjită caldă, frate, așa, băi, atât de... Ma, vai de cap. Dacă ai alege un mod în care să mori, care ar fi acel? Bă, sincer, da, sincer, vreau să mor de râd. Bă, cât de genial, mă, cât de genial e să mor la o glumă de asta. Deci, cred că e tot ce mi-aș dori, frate. Să fiu așa, pe patul de spital și să zic acolo, nevastă mea, frate, acolo, îngrijorată, zice, ce? Eu aș face nimic. Genial, genial. Dacă ai putea să te întâlnești cu o celebritate, care ar fi acea? Selena Gomez, ar fi Selena Gomez, altă întrebare, nu, Selena Gomez. Dacă ai putea să te duci în orice loc în lumea asta, într-o vacanță, unde te-ai duce? Bahamas, Hawaii, Tenerife, la plajă la Mamaia. La plajă la Mamaia. Dacă ai fi american, chinez sau mexican, cum ți s-ar schimba viața? Dacă nu mă auzi ca lumea de volumul tare, sunt universal valabil cum e forța de plecare. Mai necesară rap decât pofta de mâncare. Sunt la mare căutare, mai ales între picioare. Fac doar ce vreau, cu sau fără voi. Dacă nu mă crezi pe mine, într-o pe Joy. Nu-l crezi pe Joy, într-o pe noi. Nu-l crezi pe noi, într-o pe Zoe. Și dacă nu crezi pe Zoe, aș și mesteca aloe, nu se știe.